Fostul penitenciar va intra într-un amplu proces de reabilitare. Clădirea în care a funcționat fostă închisoare are o vechime de peste un secol și prezintă semne vizibile de degradare. Primăria municipiului Râmnicu Sărat a emis autorizația în urma depunerii documentației de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Mai este necesar un singur pas, cel al procedurii licitației pentru contractarea lucrărilor de execuție, cea care se ocupă atât de organizarea licitației cât și de monitorizarea executărilor lucrărilor, fiind Compania Națională de Investiții. Proiectul este finanțat cu 9 milioane de euro de Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Situată la marginea orașului Râmnicu Sărat, închisoarea tăcerii, așa cum mai este cunoscută temnița din județul Buzău, a funcționat timp de 62 de ani între anii 1901 și 1963.